Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Angela Zaharova și vă invit din nou la dezbateri electorale. Suntem în direct pe Elita TV și pe pagina noastră de Facebook Elita TV. Dezbaterile de aseară au fost vizionate de peste 10.000 de persoane, astfel vă invităm și în această seară să fiți împreună cu noi, pentru că am invitat la dezbateri următorii 6 concurenți electorali din buletinul de vot, în ordine de înregistrare la CEC. Este vorba de Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Verde Ecologist, Partidul Legii și Dreptății, Partidul Puterea Oamenilor și Partidul Regiunilor din Moldova. La emisiune participă domnul Ion Cebanu, Partidul Alianța pentru Unirea Românilor. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Vitalia Marinuța, Partidul Verde Ecologist. Bine ați ajuns la Rizna! Bună seara și vă mulțumim pentru invitație. Ion Burlacu, Partidul Legii și Dreptății. Bună seara. Bună seara și bine ați ajuns la dezbateri. Timpul rezervat celorlalți concurenți electorali care sunt lipsa azi la dezbateri este omis și nu poate fi recuperat, așa că trebuie să anunț acest lucru și în continuare vă anunț că avem câte 15 minute, minutul de prezentare, în care veți explica cetățeanului de ce anume din multitudinea de oferte electorale ar merita să fie împreună și să vă ofere încrederea formațiunii politice pe care o reprezentați. Minutul de final și 13 minute de dezbateri care vor începe cu întrebările mele a moderatoarei și continuați cu secțiunile contracandidat, adică fiecare candidat are întrebări pentru ceilalți contracandidați și pe cerc. De asemenea, trebuie să precizez că timpul oferit este oferit gratis din contul Elita TV și nu poate fi folosit pentru discurs la ură, discriminare, declarații, afirmații sexiste, atentat la statalitatea Republicii Moldova și, desigur, pentru publicitate electorală și răspunsuri evazive la întrebările noastre. În continuare, aveți câte un minut pentru prezentare și primul o va face Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, numărul 14 în buletinul de vot. Mulțumesc. În primul rând, dați-mi voie să vă felicit pentru inițiativa de a organiza dezbateri. Fiind o televiziune locală, înțeleg problemele cu care vă confruntați, și, dar pe de altă parte și necesitatea acestora, inclusiv și la nivel local. Cât privește crezul nostru, este că al celor de la AUR, credem că unica soluție pentru Republica Moldova, dacă vrea să aibă viitor și un viitor bun și prosper din punct de vedere economic și din punct de vedere al valorilor democratice, este șansa noastră de a ne uni cu România, dacă vrem să avem și salarii mai bune, dacă vrem să avem și o infrastructură mai bună, dacă vrem să avem și pensii mai bune, dacă vrem să avem, în general, o viață mai bună. Este șansa cea mai sigură pentru a fi protejați într-o lume civilizată și pentru asta optăm, cu asta venim și în această campanie electorală, dar nu numai. Asta este crezul nostru cu care mergem din poartă în poartă de la fiecare om, încercăm să-i convingem pe cei care încă nu sunt convinși. Mulțumesc! Următorul minut aparține Partidului Verde Ecologist, numărul 15 în buletinul de vot. Bună seara tuturor! Bună seara și aici la Regina și în toate raioanele, în toate localitățile unde privesc Elita TV. Vreau să spun că Partidul Verde Ecologist este o formațiune politică, unica formațiune care din Republica Moldova, care este parte, componentă cu drepturi depline a unui partid european. Și astăzi am venit anume eu, președintele Partidului Vitalia Marinuța, aici pentru a transmite un mesaj că nouă ne pasă, nouă ne pasă de fiecare localitate. Nu doar de Chișinău, așa cum au făcut-o până acum majoritatea, care cum vor face cei care vin și vă cerșesc voturile. Noi mergem în această electorală cu sloganul Verde pentru Sănătate și Viitor, fiindcă sănătatea este cel mai important și noi trebuie să însănătoșim absolut toate domeniile vieții noastre. Economie, chiar sănătate, educație și așa mai departe. Simbolul nostru este floarea soarelui, iată, îl veți vedea în buletinul de vot așa, în negru, așa este frumușel, colorat, așa cum a răsărit deja pe câmpurile noastre. Vă mulțumesc. Numărul 16 în buletinul de vot este Partidul Legii și Dreptății și aveți minutul de prezentare. Bună seara, stimați telespectatori! Suntem Partidul Legii și Dreptății, suntem un partid cu niște oameni foarte, cum se cade, integri, niște profesioniști, o echipă de profesioniști adevărați. Venim la dumneavoastră cu 5 piloni care ne bazăm noi în domeniul educației, în domeniul sănătății, justiției,
în domeniul economiei neapărat, pentru că avem în frunte pe doamna Durleșteanu, un economist de excepție, și avem și al cincilea pilon, care este în administrația publică centrală și locală. Deci, cum am spus, suntem o echipă de profesioniști, știm ce vrem să facem, avem soluții la ceea ce vrem să facem și nu doar propuneri. Votați Partidul Legii și Dreptății, sigla noastră este LEU-ul. Vă mulțumesc. Intrăm în secțiunea dezbaterilor și încep eu aceste dezbateri cu întrebările care, în viziunea noastră și a colegilor, a mea și a colegilor mei, poate vor ajuta cetățeanul care a ajuns la urnă de vot și ar vrea să voteze cu formațiunile pe care le reprezentați, dar are unele dubii sau unele întrebări și neclarități. Alianța pentru Unirea Românilor. Domnule Cebanu, Dorin Chirtoacă a fost ales președintele Partidului Liberal pe 4 februarie în acest an. Nu. Așa eu, din când m-am documentat, deci el a fost ales președinte a PL-ului. Pe 27 martie 2018. Bine. Când a fost domnul Ghimpu ales președinte de onoare? Exact atunci. Ok. În luna iunie, dânsul a părăsit Partidul Liberal și cu alți 20, dacă nu greșesc, de colegi din partid, așa, aderând la AUR. În scopul participării, așa a declarat domnul Bilețchi la Comisia Electorală Centrală, că au părăsit formațiunea în scopul participării la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. De ce nu PL? De ce AUR? În această campanie. Asta este întrebarea. Nu, este o întrebare. Sunt mai multe întrebări, deci eu o discut acum cu dumneavoastră precizările, așa cum am zis, care le are un cetățean înaintea urnei de vot. Puteți să ne explicați de ce nu PL, cu ce era... Băi, explic cu mare drag, dacă îmi permiteți. Se poate. Da. În primul rând, pentru că AUR există și în România și este pentru prima dată când această ofertă de a unifica toate forțele unioniste din Republica Moldova vine și de la noi și de la Partidul Liberal, a fost propusă celorlalți, dacă vă amintiți, am și format un bloc, Mișcarea Unirea, unde s-au regăsit parte inclusiv cei care se regăsesc astăzi în AUR, cu mici excepții. Vă spuneam despre faptul că a venit această ofertă din partea dreaptă a Prutului, din țară. Am răspuns și credem că unioniștii trebuie să fie împreună, pentru că este, dacă vreți, o dovadă de un prim exemplu de unificare. Nu? Dacă vorbim despre unire, dacă vrem să promovăm unirea, trebuie să demonstrăm prin propriul exemplu. Și pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să respectăm legislația Republicii Moldova, inclusiv codul electoral, și toate astea au făcut ca să mergem pe formula respectivă. Vă rog să răspundeți cetățenilor care critică pro-unioniștii, nu zic partidele, dar toți pro-unioniștii, și partidele poate să le critice, pentru faptul că vor unire, dar nu se pot uni între ei. Și păi tocmai vă spuneam, doar exploatează această idee de reîntregire a țării. Tocmai despre asta vă spuneam mai sus, că trebuie să dăm un exemplu propriu. Și tocmai asta am făcut-o atunci când am format blocul Mișcarea Unirea, blocul electoral, Mișcarea Unirea pe parcurs și în afara campaniilor electorale. Iar astăzi am mai dat un exemplu când am unit mai multe partide în Alianța pentru Unirea Românilor. De ce nu a fost posibil unirea tuturor pro-unioniștilor în această campanie? Am întrebat și celălalt partid care a fost ieri la dezbatere. Din păcate, domnul Țicu, la toate apelurile noastre și înainte și în această campanie nu a răspuns și dânsul este binevenit să răspundă pentru această întrebare. Este un mare regret pentru noi, dar în mare parte trebuie să răspundem că totuși unioniștii s-au regăsit în proporție de 80-90% în Alianța pentru Unirea Românilor. Vă rog să trageți concluzii ca să puteți interacționa între voi pe urmă din toate declarațiile și răspunsurile la întrebările mele, ca să puteți continua dezbaterele. Domnule Cebanu, ne aflăm în zona de securitate la Nistru, care cred că doar securitate nu oferă cetățenilor. În același context aș vrea să ne răspundeți. Știm că ați fost în această campanie pe podul de la Rezina Râbnița. Sunteți unica formațiune politică care a fost aici. A mai fost cineva și presa de la Chișinău scria că a fost pe podul care leagă Rezina Râbnița, dar acel pod era cu totul alt pod.
nu a fost acest pod. Și am urmărit cum ați fost, cum colegii dumneavoastră au fost tratați acolo. Cum s-au permis colegilor noștri să facă campanie electorală exact. În această Și dacă perioadă. Credeți că dacă treceați acel barier, haideți să puteți să discutați cu cetățenii? Suntem oameni maturi, nu venim aici să ne furăm căciula. Am vrut să demonstrăm că, de fapt, această zona din stânga Nistrului nu este controlată de Republica Moldova. Eu nu vă întreb la ce ați venit. Eu înțeleg la ce ați venit și nu ascundem căciula. Eu am o întrebare mai directă. Dacă dumneavoastră mergeți acolo, în stânga Nistrului, că au strigat colegii și am văzut și pe domnul Hâncu, pe care... Vă spuneam că trebuia un exemplu foarte clar. Dumneavoastră cetățenilor de acolo trebuie să le explicați, pentru că sunt mulți și credeți-ne că noi discutăm cu ei de fiecare dată când sunt alegeri. Aici avem foarte multe secții de vot pentru transnistreni, pentru votul transnistrean, și ei o parte vin speriați că vin fasciștii și românii peste noi și alții... Și cei mai mulți vin cumpărați. Nu știu dacă sunt cei mai mulți. Vă spun eu că cu tot respectul pentru doctorii și profesorii și toți care trăiesc acolo, da? Nu vorbim despre respect sau nerespect, ce le-ați răspunde celor cetățeni care, indiferent de pe care mal al Nistrului, vă întreb altfel, poate ar vota această formațiune politică, dar și poate se gândesc și ei la o asemenea idee, dar se întreabă cum această idee se leagă de un conflict pe teritoriul Republicii Moldova, cum poate fi înfăptuită această unire sau reîntregire, cum se mai numește, prin prisma conflictului transnistrian. Vă imaginați, așa ne întreabă cetățenii, vă imaginați în ce direcție ne poate arunca o asemenea pas? Cum se face asta? În cât timp se face? Prin care lege? Dacă punem problema în felul ăsta, înseamnă că și integrarea europeană sau NATO este o iluzie. Și este o iluzie mai mare. Păi noi avem un acord de asociere semnat. Acorduri de asociere încă nu spun nimic despre integrarea europeană. Bine, și explicați dacă o să vă uitați atunci cetățenilor. Eu nu vă... deci nu trebuie să dezbateți cu mine. Explicați cetățenilor, simplu. Păi, dați un răspuns o întrebare, alegătorului. Eu încerc să vă răspund la ea, dacă îmi permiteți. Vă rog. În primul rând, de ce au venit colegii mei aici? Pentru că trebuia o demonstrație, inclusiv și juridică, cu dovezi că nu avem posibilitate și niciun concurent electoral acest nu a fost declarat de toate misiunile de observare, domnule Cebanu. Eu vă întreb pe dumneavoastră ce dacă le explicați cetățenilor care au acea întrebare pe care eu v-am adresat-o. Continuu. Trebuia o dovadă juridică, inclusiv de la concurenții electorale, pentru ca să demonstrăm că nu avem posibilitatea să facem o campanie electorală veritabilă în toate colțurile teritoriului Republicii Moldova, pentru că acel teritoriu nu este controlat. Asta este pe de o parte. Pe de altă parte, referitor la unificare, unificarea se face în primul și în primul rând cu teritoriile pe care le putem controla. Inclusiv și integrarea europeană se face cu teritoriile pe care le controlăm. Iar teritoriile care se află necontrolate sau sub administrație rusească, pentru că transnistrenii sau așa numiții separatiști, de fapt, sunt niște trimiși ai Moscovei aici. Nu ne deci trebuie să demonstrăm. Vă rog să-mi răspundeți simplu la întrebare, dacă că vă epuizați tot timpul. Dacă încep să vă răspund, nu contează timpul. Este o chestiune strategică și trebuie să o dezbatem până la capăt. Vă spuneam despre faptul că integrarea inclusiv românească se face cu teritoriile pe care le controlăm la moment. Odată cu integrarea noastră în NATO, spre exemplu, cu unificarea noastră, vom putea de pe alte poziții să discutăm și pentru teritoriile pe care la ora actuală nu le controlăm. Asta am vrut să ne spuneți. Mulțumesc. Prin care model trece și cum se face? În cât timp credeți că se reușește? Dacă cetățenii Republicii Moldova răspund la apelurile noastre masiv, atunci unificarea se poate face în maxim un mandat de deputat. În de 4 ani de zile. O să fie un referendum în viziunea AUR. Un referendum, o lege adoptată prin... Respectând și acordurile internaționale, unificarea poate fi făcută inclusiv și prin referendum sau prin legislaturile care sunt expresia democratică în Parlament, scuzați. Asta am vrut să ne explicați, pentru că cetățenii ne întreabă. Vă imaginați în ce scenarii ne putem arunca? Încerc să vă explic. Dacă se promite într-un an de zile, exact în cele mai
sumbre scenarii, ne gândim, da? Dacă explicăm modelul... Sumbre scenarii în ce dacă, dacă cineva, am auzit declarații că se poate de făcut și într-un an de zile, vă închipuiți cam nu, care noi ar fi vorbim, reacția cetățenilor? Nu, vorbim serios și vă spunem că într-un mandat este real dacă cetățenii răspund masiv la acest... Vă mulțumesc pentru răspuns la întrebările mele. Dacă mai rămâne timp, revin cu alte întrebări. Domnule Marinuța, Partidul Verde Ecologist există din 1992. Da. Republica Moldova, nu are niște acțiuni permanente, ne întâlnim mai des aici la dezbateri. Asta vreau să vă rog, deci am urmărit site-ul formațiunii pe care o reprezentați dumneavoastră aici. Din august 2018, următoarea postare pe site a fost august 2019, pe urmă în martie 2020 și în mai 2021. Nu o să vă dau titlurile postărilor, bănuiesc că asta nu este unica bine. Activitate site-ul pe care o faci. Site-ul la noi nelucrativ, el a fost deci, de 30 de ani, Partidul Verde Ecologist are o serie sau cel puțin două, trei realizări pe care poate să spun, uite, asta noi am făcut. Nu am reușit să convingem pe cineva să facă, dar noi am făcut ca formațiune politică, ca mișcare și să ne spuneți care sunt două, trei realizări. După care eu vin cu întrebări de precizare. Știți, pe mine mă miră faptul că la aproape la toate televiziunile regionale și centrale ne se spune tot aceeași. Că nu sunteți vizibili, că nu ați făcut nimic și ce ați făcut timp de 30 de ani. Nimeni nu își aduce aminte că în 98-2001 Partidul Verde Ecologist a avut doi deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Reniță și Deghe. Da, coaliție, dar oricum a fost partid parlamentar și legislația de mediu a fost anume atunci implementată. Anume atunci s-a creat Ministerul Apărării, Ministerul Mediului, a fost deja inițiativa legislativă a fost celor inițiativa doi deputați? Inclusiv și a celor doi deputați. Unul la mână, doi la mână. Inclusiv sau a fost inițiativa? Inclusiv și a celor doi deputați. Sunt inițiative de se fac de 1, 2, 5, știți cum e. Și participarea la un lucru bun este oricum participare. Unul la mână, doi la mână. Când Comisia pentru Râul Nistru a fost creată în 2011 și după aceea nu a lucrat 7 ani de zile, unicii care au protestat când ea s-a întrunit după 7 ani de zile am fost noi. Unicii care au bătut clopotul despre cele 6 hidrocentrale, cascada de 6 hidrocentrale, care vor să o construiască ucrainenii în partea de Sărâul Nistru, am fost noi. Cine a fost chiar o lună în urmă înainte de alegerile acestea, da? Cine a fost la ambasada Belorusiei, da? Și a protestat pentru ceea ce face cu oamenii săi Lukashenko. Doar Partidul Verde Ecologist și ONG-urile. Televiziunea, știți ce au dat? Organizațiile non-guvernamentale și fotografia. De la drapelul PVE, a partidului și la Marinuța încolo. Dar oare ca să faci niște proteste este necesar să lansezi un partid? Nu-i de ajuns o mișcare? Stai. Noi suntem Partidul Verde Ecologist, suntem parte componentă, unicul partid din Republica Moldova, care este parte componentă a Partidului Verde European și unicul partid care este într-un partid global sau într-o mișcare globală. Deci am tot verzii respectul globale. Pentru da. Verzii însă, din Moldova. Cu regret, la noi încă deocamdată se votează așa cum spun util, da? Nu-i votați pe ăștia că smiși, da, nu-i votați pe ăștia că nu o streacă. Iar ca ăștia, însă cei care trebuie votați, ei vin peste 4 ani de zile, ne trăsnesc puteți, ne sar pienele, se restructurează în altcineva și iară cu sașii plini de bani asta vin, votează pe cei utili. Ați discutat da? Iată așa și data aceasta. Dacă noi nu o să ne bat capul, adică o să-i ascultăm pe cei care spun că noi o să vă facem A, B, C, D, E, și noi o să votăm Partidul Verde, care știe anume ce să facă și care își bate capul nu numai de, cum unii spun, de natură, da? Dar și de om în această natură. Am înțeles. Nu trebuie să convingeți acum cetățenii. În minutul de final inclusiv convingeți. Acum. Vreau să vă întreb dacă țineți cont de acest scor mic pe care îl aveți de fiecare cont, dată. Dar asta nu înseamnă că trebuie să dăm mâinile în jos. Două realizări care v-au reușit. Cinci vreau spus cele, deja. Dar, noi nu le simțim, noi nu le vedem. Deci anume că le simțiți, dar nu le vedeți de atât că nu vă dați spuneați Facebook. Spuneați că țineți, că vă pasă de fiecare localitate. Corect. Vreau să vă întreb, noi trăim aici într-o zonă industrială la Rezina. Da, unde aveți și uzina metalurgică la Râmnița. Avem mai multe uzine și aici și dacă vă amintiți, a fost o perioadă grea când doar televiziunea și cetățenii erau la pod și cereau schimbarea filtrelor, ceea ce s-a făcut aici pe malul drept, malul stâng.
Nu avem filtre schimbate nici la o uzină, nici la alta, nici și suntem poluați din greu aici și suferim și copiii. Și nu numai aici, vreau dar să aici vă întreb, în special. În acest context, a intervenit cumva Partidul Verzilor vreodată? Pentru că nu am văzut, chiar când se protestează, e poliția și echipa de la televiziune. Mai mult nu am văzut. Păi așa se fac unele proteste când vine doar echipa de la televiziune și poliția, da? Nu, sau sunt au ieșit semne, oamenii de la Râmnița pe pod. Așa cum unele partide, de fapt, numai să fac fum, da? Și noi ne-am învățat să reacționăm doar la fum. Dar da să vă spun, nu, Partidul Verde Ecologist a protestat. Nu sunt de acord cu dumneavoastră, noi nu participăm la fum. Nu vorbesc dumneavoastră, dar așa ne învață pe noi societate, nu numai prin televizor, dar și partidele politice mari care. Noi am organizat proteste la președinția Republicii Moldova, da? Atunci când a fost schimbată inclusiv și legislația cu privire la incinerarea deșeurilor. Bazându-ne anume pe protestele și pe datele care le avem de la uzina de ciment, de la uzina metalurgică, de la alte uzine, care, pe bune, nu schimbă filtrele, fiindcă costă enorm, dar unii au dat deja verde pentru, și aici verde nu trebuie dat, dar au dat pentru ca să aducă deșeurile la noi, să le incinereze sau cineva să-și aducă deja unele uzine de incinerare. Despre realizări este clar. Dumneavoastră ați urmărit în ultimele zile știri care vă deranjează ca reprezentant al verzelor în țara noastră? Noi, depinde despre care vorbiți dumneavoastră. Oricare, de exemplu, una din știrile care pe mine m-a deranjat mult, dar se vede că nu-i deranjează pe puținii deranjați în țară, că în Norvegia, da, și parcă n-are nimic cu noi, în Norvegia ieri au fost 34 de grade în apropierea polului nord. 34 de grade de căldură. Vă dați seama ce înseamnă? Dar dacă revenim la Republica Moldova... Încă una. O săptămână în urmă, da, eu personal, și asta a fost doar la un canal de televiziune, pe râul Nistru, în apropierea barajului de la Dubăsari, era o mare întreagă de pești cu talpa în sus. S-a întâmplat și la Rezina. Am păi vine de sus. Ați realizat dumneavoastră, da? Verde, da? Și a fost o chestiune ecologică. Eu am sunat, eu personal am sunat, și la serviciul Picicul, și la... Inspectoratul de Mediu, ne vom clarifica, vom vedea și așa și nimeni nu ne-a mai răspuns. Vă rog să ne spuneți, mașina dumneavoastră cu care ați venit la dezbateri, consumă? Toyota Prius. Consumă ce? Toyota Prius, care merge pe benzină și pe electricitate la mine. Nu Land Cruiser, Land Rover, am diesel înțeles. Și mai departe. Când ultima dată v-ați întâlnit cu cetățenii din raionul Rezina sau poate din raionele... Eu personal astăzi n-am fost aici în Rezina, fiindcă am avut planificate de mai înainte alte chestiuni, dar echipa Partidului Verde Ecologist chiar astăzi a lucrat aici în Rezina. Și mai mult vreau să spun că noi avem din Râmnița, dar care lucrează în Rezina, avem o persoană chiar și pe lista noastră de... în Parlamentul Republicii Moldova. Să ne deci anunțați în minutul de final. Vă mulțumesc. Trecem mai acolo. Departe, aveți foarte puțin timp. Cel mai puțin timp v-a rămas. Păi Partidul Legii și Dreptății. Mai mult. Vă mulțumesc. Partidul Legii și Dreptății. Domnule Burlacu, Partidul Legii și Dreptății încearcă... Noi, de fapt, încercăm acum să înțelegem viziunile dumneavoastră, pentru că nu ați fost ca partid activ în ultima perioadă, foarte îndelungată. Totul a pornit de când doamna Durleșteanu a încercat să intre în această campanie. O să ne spuneți deja dumneavoastră. În cadrul, în primul rând, în aceste alegeri, care este miza pe care electorat mizați ca partid, pentru că am vrea să ne orientăm? Interesantă întrebare. Nu avem un electorat concret pe care mizăm. Noi nu am venit sau nu vrem să venim în politică ca să ne axăm pe un brand oarecare. Sincer să vă spun, eu sunt un unionist înflăcărat și foarte mulți colegi de-ai mei din partid, de pe liste, mai bine zis, pentru că noi nu suntem membri de partid, suntem pe listă, dar nu suntem membri de partid. Foarte mulți din noi, care nu sunteți membri suntem, foarte corect. Suntem mulți care avem cetățenie românească și ne mândrim cu asta. De asta noi nu avem un electorat anume pe care ne bazăm. Noi ne bazăm pe toți cetățenii Republicii Moldova, pe toți cei care au fost în atâția ani amăgiți, mințiți, nu știu, înșelați, cum doriți dumneavoastră. Numai nu au fost...
nu le s-au făcut condiții ca să trăiască mai bine. Deci miza noastră este orice cetățean. Vă rog, într-un interviu recent, Mariana Durleșteanu a declarat că optează pentru alegerea președintelui de către Parlament. Foarte tocmai corect. Am revenit la alegerea directă de către cetățeni și iată, deci aș vrea totuși să ne argumentați dacă dumneavoastră susțineți această idee, pe care argumente se bazează? De ce anume Parlamentul ar trebui să aleagă un președinte în Republica Moldova? Pentru că asta este scris în Constituția Republicii Moldova, că președintele țării trebuie să fie ales de către Parlament. Asta este menționat. Dar în Constituție, cărui... acolo este o mică virgulă de care s-au agățat constituționalii noștri și au schimbat-o. Dar, de fapt, asta este. Dacă, sincer, eu personal sunt de părerea că ar trebui să fie ales de către popor. Da, pentru că avem posibilitatea odată la 4 ani, indiferent că sunt alegeri parlamentare sau prezidențiale, avem posibilitatea să ne exprimăm opinia. Deci din punctul ăsta de vedere, da. Dar după Constituție, la noi avem, fiind o țară parlamentară, președintele țării trebuie să fie ales de către Parlament. Și încă o precizare, optați pe de o parte pentru lichidarea raioanelor, pe de altă parte pentru revenirea la vechiul sistem ministerial, deci la toate cele ministere care erau anterior. Așa scrie în programul de guvernare pe 45 de pagini pe care l-am găsit, pe site-ul dumneavoastră, partidului. Revenirea la vechile ministere cu responsabilitățile clare, număr suficient de personal, respectiv revenirea la eficiență. Deci reforma Guvernului Republicii Moldova. Pe de o parte vrem să lichidăm raioanele, pe de alta ducem toate ministerele la loc cum era. Când s-au redus aceste ministere, ne-au declarat autoritățile că uite, am mai tăiat din, cum în alte state europene, câte 8 ministere și am mai tăiat din resursele administrative în zadar care stau acolo pe fotolii. Și acum, cum explicați cetățeanul? Prin ce se explică această reformă? Foarte ce bine simplu. Ar aduce țării? Foarte simplu, foarte mult bine. Uitați-vă dumneavoastră, noi avem o țară unde s-au creat altădată artificial multe administrații, vorbind despre administrația publică centrală, da, și locală. Deci dacă vorbim concret despre raioane, care este utilitatea Consiliului Raional? Zero. Este un intermediar care face doar cheltuieli. Ei au președinte de raion, vicepreședinți cu mașini de serviciu, cu toate. Deci ei nu produc efectiv nimic. Nu deci sunt producători. Este clar, unele deci raioane noi, cheltuie noi pentru optăm... administrația raionului mai mult ca președinție. Așa au fost exact. Deci publici. Noi optăm pentru lichidarea căpușei, pentru lichidarea... Ministerele mă interesează. Deci reforma guvernului care se aveți în foarte program? Corect. Ceea ce ține de ministere, noi optăm pentru... Deci să revenim... departamente, de niște departamente care să revenirea la vechile ministere cu responsabilități clare, număr suficient de personal și respectiv revenirea la eficiență. Așa considerați? Sigur că voi. Da, că sunt anumite ministere care au fost comasate și s-au făcut o struță cămilă care nu se înțelege nimic din ele. Deci niște ministere, iarăși, lăsăm la o parte, nu vreau să-i fac colegului publicitate, dar Ministerul Ecologiei mi se pare că trebuie să fie cumva aparte. Sau ministerele de limitate. Cultura cu ecologie. Deci, adică lupul e patria deci despre asta, da? Despre asta vorbim. Despre o struță cămilă care... Pe de o parte tăiem din cheltuieli la nivel local și păi extindem fotoliile la nivel... Păi dar nu avem nevoie de un staff de 50 de persoane. Nu este necesar. 5 persoane, dar să fie eficiente. Un minister, să zicem așa, din format chiar și din 5 persoane, eu dau un exemplu, nu neapărat ca așa. Dar eu vă las numărul de loc pentru dezbatere la acest subiect. Intrați acum în secțiunea contra candidat. Vă rog să vă păstrați. Este o chestiune de principiu și asta. Toate consiliile raionale cheltuie la ora de la prezent peste 1,7 miliarde. Închipuiți-vă că acești bani ar veni la cele 800, aproape 900 de primării.
Asta ar însemna câte un milion sau două plus eu la bugetele primăriile. Pe domnul iar ceea ce privește, Burlacu, iar ceea ce privește ministere... nu, că am spus că e unionist și atunci e coleg de-a nostru. Bine, despre ministerie rămâne întrebarea. Iar ceea ce privește, în ceea ce privește structura guvernamentală, într-adevăr, este o struțocămilă care nu a adus nici un rezultat. Încercați astăzi să obțineți un document la cadastru, la ASP. Este o brambureală totală acolo. Iar eficiență în bani nu a fost nimic. A fost o creatură făcută de Plahotniuc ca să controleze mai bine și mai ușor prin câteva persoane, 8-9, în fruntea guvernului și în fruntea ministerilor, să controleze toată garnitura guvernamentală. Încercam de la începutul întrebărilor mele către dumneavoastră să înțeleg mai multe despre Partidul Legii și Dreptății și doar o precizare vreau să faceți, pentru că am înțeles că dumneavoastră sunteți unionist, sunteți așa medic, da, din câte am înțeles. Da. Poate mai puțin cu politica, dar totuși aș vrea să ne spuneți dacă ați discutat în interiorul partidului. Nu vă întreb cu cine o să faceți o coaliție sau nu, că este prematur acum, dar dacă cunoașteți cu cine exact nu o să faceți și nu o să acceptați coaliții în viitorul parlament dacă ajungeți acolo, puteți să ne spuneți? Cel puțin sigur să orientăm da, cetățeanul. Sigur că da. A fost prima, întâi și întâi vreau să vă spun că alegerile care urmează să fie sunt cauzate de către doamna Durleșteanu prin refuzul dumneei de a merge la postul de prim-ministru. Deci în momentul este în care... opinia doamnei Durleșteanu? Nu este opinia dumneei, asta e realitatea. În momentul în care dumneei a refuzat postul de prim-ministru, a și declanșat alegerile parlamentare anticipate. Pentru că dacă accepta, noi astăzi avea să fim bine, mersi. Ok, asta este prima. Cu cine nu veți face? A refuzat, deci și noi refuzăm, a refuzat, deci dumneai a refuzat postul de prim-ministru pentru că au început să facă niște jocuri pe la spate cu ușor și aici nu avem nicio... Rămâneți pe cred poziție. Eu nicio cea mai mică șansă să facem o careva alianță pe viitor cu Partidul Șor. În rest, noi suntem gata să facem alianță cu oricine o să aibă o viziune, o strategie și un curs european al țării noastre de o dezvoltare europeană. Vă mulțumesc. Dacă rămâne timp, mai continuăm să discut eu cu domnile voastre. Dacă nu, poate îl folosiți voi singuri. Am o întrebare comună pentru toți trei candidați. Vine de la... din diaspora. Deci, doamna Andronic, Aleona Andronic este originară din raionul Rezina, cândva profesoară în Republica Moldova, astăzi cadru pedagogic în Germania. Vă citesc și ce ne-a scris ea după dezbaterile anterioare. Vreau să spun că să fii deputat e mare responsabilitate și autodidactică. Cu vocabularul și comportamentul mioritic al acestor care candidează, nu ajungem departe. Candidații sunt așa de amabili, de parcă sunt dintr-o gașcă. Toți vor ceva în teritoriu, puțin s-au manifestat ca gospodari. Ei toarnă apă în piuă cu promisiuni, dar pentru impotențele și trădările anterioare nu-și asumă răspundere. Este imatur și e o crimă să-ți consideri alegătorii niște analfabeți. S-a referit la dezbaterile precedente, e adevărat. Întrebarea este, întrebați-i, vă rog, să răspundă sincer, cu mâna pe inimă, dacă am avea o lege a lustrației, câți dintre ei ar dori să mai candideze pentru viitorul parlament? Și fiind în Parlament, ați vota sau nu o lege a lustrației? Ce ar presupune exact aceasta? V-ați uitat la mine, categoric da. Ce ar presupune această lege? Lustrația. În primul rând, cei care au colaborat cu vechiul regim de ocupație sovietică și cei care au rămas în structuri, inclusiv în mass media, în societatea civilă, în partidele politice, în structurile economice, pentru că peste noapte noi am avut oameni foarte bogați. Nu bogați, foarte bogați. De unde au venit ei? Pentru că nu există o lege a lustrației. Orice societate care a trecut prin comunism a trecut prin acest purgatoriu care a însemnat lustrația.
Noi, din păcate, societatea moldovenească am scaldat-o așa, nici călare, nici pe jos. Au mai apărut niște liste de foști colaboratori cu vechea securitate, cu vechiul KGB. Dar, în linii mari, nu a fost nici măcar o dezbatere publică pentru cei care au colaborat cu vechiul regim. Și asta a continuat mai departe, pentru că la ora actuală, de exemplu, noi avem lideri de opinie care nu-și cunosc limba română și ei, la ora actuală, formează opinia publică și duc în eroare parte din electorat, spunându-le, dom'le, ăsta ar fi cel mai bun care trebuie să votăm, îl vopsesc așa în linii europene, în culori europene și ne-l prezintă ca mare european, ca mare, deci nu știu, democrat și asta sunt efectele lipsei unei legi a lustrați. Am înțeles. Domnule Marin, să vă întreb și pe dumneavoastră, ce ar presupune această lege dacă ați accepta-o în viitorul Parlament, dacă ajungeți acolo, sau dacă nu ați susține-o, să ne argumentați. Ați susține-o? În primul rând, eu permanent vorbesc sincer și dacă ați observat, eu nu folosesc chestiunea asta. Dacă să fim sinceri, da? Da. Eu totdeauna sunt sincer, și nu contează poziția în care sunt eu. Unul la mână, doi la mână. O lege a lustrației ar fi susținută fără doar și poate de către mine și întreaga echipă a Partidului Verde Ecologist, cu mâna la inimă, cum roagă doamna, vă spun. Și ceea ce a menționat domnul Cebanu, da? Adăugător, eu cred că ar trebui în legea dată sau în alte legi să fie și ceea ce avem noi în programul nostru sau oferta electorală, ca să fie confiscarea extinsă a tuturor averilor, deputaților și funcționarilor publici care nu pot să demonstreze proveniența banilor. Unul la mână, doi la mână, să fie totuși imunitatea deputaților scoasă. Mie mi-au dat încă întrebarea, păi da, păi ei sunt deputați, sunt judecători, cum o să-și îndeplinească ei atribuțiile sale dacă nu vor fi păziți de către stat prin această imunitate. Păi bun, lasă să aibă imunitatea pentru declarațiile politice, da? Ai spus la gunoi pe Marinuță, da? Bun, nimeni nu te pune la pușcărie. Ai vărât mâna unde nu trebuie. Nu trebuie să vină să șară, nu știu. Dar la pușcărie. Și multe alte lucruri. Despre cum, care ar fi Partidul Legii și Dreptății vorbește despre purificarea clasei politice pe tot, am văzut pe tot programul. Bănuiesc că ați susține o asemenea lege, dar întrebam care ar fi modelul și mecanismul, cum ar funcționa această lege, că e una să scrie o lege și să o votezi în Parlament, alta se găsește. Credeți că politicienii ar veni și să spună că ei nu sunt onești sau au colaborat cândva? Care ar fi mecanismul în viziunea dumneavoastră? Eu văd lucrurile mult mai simple. Este o chestiune pentru care eu pledez de foarte mult timp. În primul rând, fiecare politician, fiecare, nu știu, candidat la orice post public, vorbim nu numai despre deputat, vorbim și despre ceiași primari, orice funcționar public care vine în accede la postul la care râvnește, are o programă după care el vine, da? Uite, o să fac asta, 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 asta. Deci, după expirarea mandatului de 4 ani de zile, că a fost primar, că a fost deputat, că a fost nu știu ce acolo, un funcționar public, dacă el nu a îndeplinit 75% din promisiunile lui electorale, să fie tras la răspundere penală pentru înșelăciune. Pentru că el s-a folosit de bunăvoința oamenilor, i-a înșelat cu programa lui electorală și a ajuns în felul dat la putere. Cum ar lucra această lege a lustrației? Asta am vrut să aflu, dacă dumneavoastră puteți explica, doamnei. Iată, aș accepta și cum ar fi aplicabil? Exact, ca unui cetățean, nu asta și spun. La nivel de inițiativă legislativă. Asta și explic. Deci cei ce a făcut declarații în perioada campaniei electorale este să fie obligat să îndeplinească măcar în proporție de 75%. În caz contrar, să fie Domnul Cebanu ne-a spus care ar fi unele criterii, deci cine ar cădea sub incidența acestei legi? Ar mai cădea sub incidența acestor legi? Acestei legi a lustrației? Ar cădea și transfugii. Efectele acestei legi trebuie să fie că toți cei care au colaborat cu vechiul regim, în primul rând, să nu aibă acces la posturile de conducere în democrație. Asta este esența de bază. Numai cu vechiul regim?
Nu, că o să găsim și dintre și cei care merg mai departe. Vorbeam cu istoricul Barta. Încă nu-i vechi. Și îmi spuneau, să vorbim pe rând, că nu putem cronometra. Și cereau, istoricii cereau arhivele de la SIS, de la fostul KGB. Și cei de la SIS le-au răspuns, zice, nu, că noi lucrăm încă cu ele. Păi asta trebuie să înceapă de la publicarea tuturor arhivelor și deja să se ceară ca cei care... Unu, societatea să-i cunoască. Da. Doi, să nu aibă acces la posturile de conducere în organele de putere. La această etapă intrăm în secțiunea contracandidat. Aveți... domnul Ceban are 6 minute, domnul Marinuța aproape 7 minute și domnul Burlacu are 8 minute. Vă rog să începeți dumneavoastră, domnul Cebanu, câte o întrebare, prima întrebare, domnul Marinuță. Domnule Marinuță, în primul rând, noi ne cunoaștem mai de mult timp. Mă gândesc că acum reprezentați Partidul Verde Ecologist, suntem aici pe malul Nistrului, cunoaștem că vecinii noștri ucraineni doresc să construiască niște centrale. 6. Exact. Și asta ar păgubi foarte mult Republica Moldova. Pe de altă parte, suntem vecini. Ucraina este într-un război cu rușii. Și atunci, cum vedeți problema asta soluționată? În așa fel încât să trăim bine și cu ucrainenii, dar în același timp să protejăm și râul Nistru și să ne protejăm și pe noi, din punct de vedere energetic și toate cele. Interesele poporului, interesele oamenilor trebuie să fie mai presus ca orice. Da, trebuie să trăim bine cu vecinii, dar nu să punem capul sub toporul lor. În așa mod, noi ca partid avem o strategie cum să soluționăm problema dată și deja am început a lucra. Am avut câteva întrevederi cu colegii noștri Partidul Verde Ucraina, am avut câteva proteste. Eu personal am trimis scrisori atât în Rada Ucraineană cât și președintelui Ucrainei și guvernului Ucrainei. Am sensibilizat despre acest fapt și Consiliul Europei și Parlamentul European și sunt sigur că dacă Partidul Verde Ecologist va fi și el va fi în Parlamentul următor, da, atunci noi vom crea un grup special care va conlucra atât cu formatorii de opinii din Ucraina, dar în special cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, ca să le lămurească la cele grupuri de influență care vor doar bani. Fiindcă astea sunt bani enormi, 6 hidrocentrale, astea sunt bani enormi, ca ei să se supună tuturor criteriilor ecologiste la care au aderat. Și asta este destul de simplu. Continuați să gestionați timpul, pentru că să rămână și colegilor. Da, domnul Blacu. Am înțeles că sunteți medic de specialitate și atunci aș vrea să vă întreb care este viziunea dumneavoastră referitor la protejarea tuturor celor care muncesc în acest domeniu strategic pentru Republica Moldova și cum vedeți dezvoltarea acestuia? Pentru că cele 11 miliarde, peste 11 miliarde din fondul asigurărilor medicale nu cred că sunt destule pentru dezvoltarea medicinei din Republica Moldova. Sigur că nu sunt de ajuns. Noi avem un program mai amplu pentru dezvoltarea medicinii în Republica Moldova, cu atât mai mult noi ne propunem să începem această dezvoltare de la talpă, de la țară, de la sate, acolo unde ar trebui în fiecare comună, cel puțin în fiecare comună, să fie un centru medicilor de familie, dar nu un centru de familie, un centru medicilor de familie doar pe hârtie. El trebuie să fie destul de bine dotat, cel puțin să corespundă normelor elementare, cu un mic laborator, cu niște analize elementare care pot fi făcute de urgență în această localitate. Sigur că avem foarte mult de lucru la momentul dat, pe lângă crearea infrastructurii sau pe lângă crearea clădirilor, mai avem de lucrat foarte mult și la atragerea tinerilor specialiști în centrele date, pentru că sunt foarte puțini, cu părere de rău, medici care vor să meargă la țară sau într-un sat sau într-o comună, mai ales dacă este mai îndepărtată de centrul raional să lucreze, dar aici ar trebui să venim cu programe naționale, cu stimularea financiară, plus ajutor pentru tinerii specialiști care o să le ajute să aibă o casă, să aibă niște condiții de trai decente. Cunoașteți cumva cât are un medic mediu așa în România? Depinde în funcție, dar
Dacă vorbim despre un medic de familie de la, din sat, din comună, generalist, cum s-ar spune, pleacă de la 1.000 de euro. Și la noi? Și la noi pleacă de la 5-6.000 de lei. Mulțumesc. Domnule Marinuța, secțiunea următoare vă aparține. Câte o întrebare către domnii Da, domnul Cibanu. Noi cunoaștem că în viziunea Alianței pentru Uniunea Românilor, da, problemele noastre se vor hotărâi atunci când noi vom fi reunificați cu România și în spațiul european. Dar până atunci, noi practic ne necăm în deșeuri, în gunoi, așa cum este. În fiecare sat, 3, 4, 5 gunoiște. Avem cel puțin peste 1.500 de gunoiște neautorizate. Care este viziunea noastră până a atinge scopul noastră? Da? Cum soluționăm problema dată și dacă în viziunea dată se regăsește incinerarea deșeurilor? Adică transformarea deșeurilor care le vedem în deșeuri care nu le vedem. Mulțumesc. În primul rând, trebuie să vă spun că banii care trebuie să vină, trebuie să vină în mare parte pentru administrațiile locale. Iar parte dintre aceștia, vorbesc despre banii care vin din fonduri europene, de la parteneri, din România, inclusiv din anumite economii. Asta. Dar înainte de asta, în primul rând trebuie să întărim instituțiile statului Republica Moldova. Noi nu putem face o unire cu instituții ale Republicii Moldova slabe, așa cum sunt la ora actuală. Doi. Revin la ceea ce spuneam mai sus. Iar parte dintre acei bani trebuie să se meargă la amenajarea acelor gunoiști care trebuie să existe și de care, mă rog, orice societate trebuie să amenajate în așa fel încât ele să poată funcționa. La ora actuală, dacă nu mă înșel, există doar o singură gunoiște care cât de cât corespunde anumitor norme ecologice din toată Republica Moldova. Și o singură stație de epurare. Asta este o mare catastrofă. Nu numai ecologică, eu cred că și economică pentru Republica Moldova. Și la Rezina tot se așteaptă de mulți ani o stație de epurare. Și la Soroca tot, fiindcă Soroca din 92 încoace, toate excrementele sale le varsă direct în Râul Nistru, da? Și bine, pe mine îmi îngrădește timpul, aș putea discuta foarte mult exact, tema asta. Exact, continuați să gestionați timpul astfel încât să... Deci, oamenii mă cunosc pe mine și ca având un background militar. Deci o întrebare ceea ce ține de securitatea Republicii Moldova, anume securitatea militară, dar mai mult ceea ce ține de doleanța fiecărui tânăr. Cum vedeți dumneavoastră armata, da? Sau securitatea militară, armata și în special serviciul militar obligatoriu sau nu? Și de ce? Da, este foarte bună întrebare și o întrebare care ne doare la nivel de țară, într-adevăr. Ceea ce ține de serviciu militar obligatoriu sau prin contract, sigur că noi nu cred că avem posibilitatea financiară să ne putem permite armată prin contract. Deși, la momentul de față, sistemul ăsta mixt jumate la jumate mi se pare destul de ok. Ceea ce ține de... armata în sine, eu cred că noi ar trebui cumva să încercăm să promovăm anumite idei în conștiința tineretului. Pentru că pe parcursul timpului, cu părere de rău, s-au creat niște impresii că armata este așa o chestie unde te duci și iei bătaie și altceva nimica. Dar ceea ce nu este nici pe departe așa, armata în mod normal ar trebui să formeze caractere, să formeze personalități, să formeze bărbați. Pentru că ajungând în serviciu militar la o vârstă de fragedă de 17-18 ani, sigur că în timp de chiar și un an de zile de serviciu militar reușești să-ți formezi un caracter, o consecutivitate la ceea ce faci, adică ar fi o disciplină care ar ajuta pe parcursul vieții. Noi personal suntem pentru anularea serviciului militar obligatoriu pentru că este o discriminare totală față de o parte din cetățeni. Acum Republica Moldova încorporează doar undeva 15-20% din tineri. Dar ceilalți 80% și de ce anume eu trebuie să mă duc să fac armata, dar nu cel de alăterea? Sau celălalt. De ce anume unul nu știu care de la țară, în ce dar mod nu copilul acela, fiindcă este luat și de un an statului, da? Dar celălalt de alăturea nu-l dă statului. Ori îl luăm pe teț, ori nu îl luăm pe nimeni. Și o armată profesionistă, vreau să vă spun că investițiile inițiale, da, sunt mult mai mari, dar peste 4 ani de zile, și eu am fost promotorul la asta, toți 4 ani jumate, dar peste 4 ani jumate ai o armată, ia ca așa, de trainică, care te costă două ori mai puțin.
Deci, serviciul militar îl abolim și facem una pe contract și care să ne apere. În continuare, domn Burlacu, adresați întrebările către domnul Ciobanu și domnul Mărinuța. Domnul Ciobanu, dacă sincer, eu am așteptat să-l văd pe domnul Chirtoacă în acest studio. De asta m-am pregătit cu întrebările pentru dumnealui, dar totuși, okay, o să vă întreb. Am declarat și eu anterior și ați observat că sunt unionist. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă nu credeți cumva că anumiți reprezentanți ai partidului dumneavoastră, care au declarat în nenumărate ori că o să se retragă din viața politică dacă nu iau un anumit procent, continuie cu înverșunare să rămână în viața politică și încearcă să se țină de politic cu orice preț, deși, după părerea mea, nu fac nimic altceva decât să tragă înapoi, inclusiv și partidul dumneavoastră nou creat. Mulțumesc. Vreau să vă răspund, dumneavoastră mi-ați făcut o aluzie la Dorin Chirtoacă, eu îi pronunț numele, nu mă tem. Dar nici eu nu mă tem. Atunci vă spun în felul următor. Dorin Chirtoacă vine dintr-o familie cu istorie de luptă anticomunistă, în primul rând. Mai puțin politicieni în Republica Moldova cu un asemenea background. Vine cu o școală bine pregătită. El a fost scos din primărie a municipiului Chișinău, pe care a câștigat-o de 3 ori, și văzând placotniuc socialiștii că nu-l pot scoate prin alegeri corecte, au încercat să-i înainteze anumite dosare, să-i fabrice anumite dosare. Acele dosare acum stagnează, se împotmolesc în instanțele de judecată pentru că nu au dovezi. Deci, la ora actuală, Dorin Chirtoacă nu este un politician epuizat, așa cum încearcă unele surse de media și unii politicieni sau contracandidați să-l transforme. Ba din contra, va fi o surpriză mare pentru Republica Moldova în continuare. Și benefică. Eu pot să vă reproșez aici pentru că întâmplarea face că 2 ani în urmă, când a fost pentru prima dată făcută convenția românilor de pretutindeni, întâmplarea face că și eu și domnul Chirtoacă eram acolo. Și dumnealui a plecat din sală exact în secțiunea când trebuia să vină domnul Băsescu. Deci după mine este o chestie care nu demonstrează nici pe departe că este un unionist. Asta este, de fapt, problema mea. Nu mă interesează dosarele că au fost fabricate sau nu, de asta o să pronunță instanța de judecată, nu sunt competent. Pe mine mă interesează doar Băsescu, viziunea lui. Eu știam că domnul Băsescu nu încearca să nu-i răspundă la telefon, domnul Chirtoacă. Da, bun, astea sunt... Eu vă spun ceea ce am văzut. Nu vă spun relatările domnului Chirtoacă. În momentul în care trebuia să intre domnul Băsescu în sală, domnul Chirtoacă a plecat. Deci, după mine, este un semn clar că dumnealui nu este nici pe departe unionist. Este opinia dumneavoastră cu care eu nu sunt de acord. Posibil. Continuați, vă aparține secțiunea. Domnul Mărinuță. Da, domnul Mărinuță. Nu, domnul Mărinuță, cam am discutat mai multe probleme, nici nu mai știu de care aș putea să vă întreb. Haideți atunci să revenim cu dumneavoastră la... partidul dumneavoastră cu ecologia, e sigur că e o chestie care mă deranjează. Okay. Oamenilor. Spuneți dumneavoastră că trebuie să facem deșeurile care se văd în deșeuri care nu se văd. Nu trebuie să le facem. Eu am dat întrebare care e opinia lor. Nu, Doamne feriește. Fac rușe. Mă rog. Toate că noi... Poluare și minoare. Da. Deci asta am încercat să spun și eu și... Spuneți-mi, vă rog, în viziunea dumneavoastră, am putea noi să ajungem vreodată la nivelul, dacă nu greșesc eu, o să vă rog să mă corectați, la nivelul Olandei, mi se pare, sau Danemarcei, care cumpără deșeuri și le prelucrează, le face în chestii utile. Da, noi am putea să ajungem dacă vom avea câteva criterii implementate. Prima. Să alegem Partidul Verde Ecologist în Parlamentul Republicii Moldova ca promotor acestor idei, fiindcă ceilalți doar le vorbesc în campanie electorală și după asta uite. Și eu am să vă dau un exemplu, poate mai târziu, fiindcă ia mult timp. 2. Să introducem în sistemul educațional, începând cu grădinițe și terminând cu masterate și doctorate, obiectul ecologie, ca noi să știm cum sortăm, unde spunem hârtie, metal, aparte, tot. Așa cum fac olandezii, da? 3.
să avem voință politică, să nu ne jucăm cu ecologia, stopăm tăietul, stopăm murdăria râilor, să facem canalizare în toate satele, dar nu așa am tras apă, dar canalizare nu. Ținem Soroca de 92 fără stație de epurare. Unica stație de epurare bună a fost construită câțiva ani în urmă la Orchei, de Banca Mondială. Gata, în rest noi nu avem nicio stație de epurare. Iată, atunci noi putem spune că putem să începem deja să trăim în mediul ambiat, cam ca în Olanda. Dar principalul este educația, ca noi să învățăm cetățeanul nostru. Și asta e foarte ușor de făcut. E foarte ușor dacă este voință politică. Fiindcă la noi, noi am fost totdeauna grijulii, ca popor. Dacă te duci la țară, la un moșneguț, la un băbuț care are mai mulți ani, vezi pe beci, e de o parte crânguța, e de o parte metalul, undeva în șopron are niște carton sau niște hârtie pusă. Și țineți minte, unii când eram noi mai mici, mergeai, noi ziceam terfarul, da? Și striga, terfi, baloane, una alta. Toți strângeau și le dădeau. Noi avem în sânge chestiunea asta. Pur și simplu ne-au stricat sovieticii, ne-au stricat după asta și ceilalți, dar noi avem și noi putem să facem asta. Doar trebuie verzi în Parlament. Am înțeles, aveți puțin timp deja și acum trebuie să decideți dacă vă folosiți și minutul de final, pentru că aici intră și minutul de final în dezbatere, sau îl lăsați pentru mesajul de final. Dacă mai aveți întrebări unii către alții, vă rog, dacă nu am eu. Eu am o întrebare pentru ambii candidați, dacă îmi permiteți. Spuneți-mi, vă rog, cum vedeți dumneavoastră soluționarea conflictului transnistrian și în ce format? În ce format? Bine. Care ar fi rolul României, da, în soluționarea conflictului? Vă străduiți foarte scurt ca să rămână și minutul de final. Eu foarte scurt. Dificil, dar posibil. Eu mai pe lung atunci. În primul rând, România trebuie să revină în formatul 5+2, așa cum a fost în anii 90. Asta este pe de o parte. Pe de altă parte, Unirea, apropo, ne-ar ajuta în chestiunea asta, pentru că am devenit parte NATO și am putea discuta de pe alte poziții cu Rusia, pentru că teritoriul respectiv este ocupat. Și apropo, de la asta, asta ar fi un prim pas. Noi trebuie să recunoaștem printr-o lege, printr-o declarație dintre cele mai, de la forurile cele mai înalte din Republica Moldova, unde să spunem că teritoriul din stânga Nistrului nu este controlat de Republica Moldova, este sub ocupație rusească și de aici nu este doar o problemă a Republicii Moldova, dar este o problemă internațională și inclusiv domnii mai mari în Europa și mai mari în Rusia și în lume, vă rugăm să interveniți, pentru că altfel aceasta înseamnă o problemă mare de contrabandă, de trafic de droguri, de trafic de ființe umane pentru întreaga Republică Moldova. Cunoașteți că nu de mult a fost destructurată o grupare criminală care ducea tocmai în Spania tot felul de substanțe narcotice. Credeți că astea nu treceau prin Transnistria? Și câte și mai câte au trecut prin Transnistria și nu cunoaștem noi? Plus la asta, mafia, criminalitatea, toată de acolo vine. Și nu este doar problema Republicii Moldova, este și problema europeană. Continuați dacă aveți întrebări reciproce sau intervin eu? Poftiți. Da. Cu siguranță că domniile voastre nu v-ați născut în politică și ați avut viață și fără politică până a venit în politică. Și dacă ar discuta cetățenii despre, anume despre candidații Cebanu, Marinuța și Burlacă. Burlacu. Vă rog să ne spuneți care sunt realizările sau o realizare, model, pentru care vă mândriți și ați putea să o spuneți cetățeanului dincolo de politică vorbesc. În meseria, da, avem un jurist, un militar și un doctor. Medic stomatolog. Puteți să ne spuneți ce v-a reușit în dincolo de, de politică, ceva care să fie ca un model pentru cetățeanul care se gândește, aha, asta mie îmi place și poate merge în Parlament și acolo să facă treabă. Dacă există asemenea exemple. Domnule Ceban. Sunt profesor, asta îmi place și am prima promoție unde au terminat toți și le-am dat bilet în viață. Și asta mă bucură foarte mult. Mă rog. În 31 secunde? Reușiți? Odată, măcar o realizare puteți să spuneți. Eu mi-am împlinit cariera militară, general de brigadă, am fost ministru, am
dat curs în viață la mii de soldați care mă mulțumesc și acum. Eu mă mândresc, sunt tată, am doi copii, am soție, am o căsuță mic, trăiesc la țară și am un câine. Și sunt împlinit. Bani mai puțini, dar nu în bani este fericire. Vă mulțumesc, domnule Burlacu. Eu cred că realizarea cea mai mare care aș putea să o spun, asta e că am doi copii frumoși. Foarte frumoși, am o fată și un băiat și cu asta mă mândresc foarte mult. Deci asta e prima realizare. În rest, am în spate 17 ani de experiență în domeniul medicinei, am mii de pacienți tratați, nu doar tratați, dar și la care li s-a readus zâmbetul frumos și cu asta mă mândresc. Am reușit să mă implic în mai multe proiecte, să zicem așa, ajut nu doar în domeniul medicinei, avem și familii la care mergem și ajutăm chiar și în satul natal, mai fac acte de binefacere, adică sunt practic în orice domeniu în care aș putea să ajut pe cineva, pentru că de fapt vocația unui medic este să ajute și asta încerc să o fac în toate direcțiile, nu neapărat doar în medicină. Dar în special mă mândresc cu miile de pacienți tratați. Dumneavoastră mai aveți puțin timp și o să vă întreb foarte scurt. Știți că am asistat la un exod de doctori, de medici, de cadre medicale din Republica Moldova și până la această pandemie care a dat peste noi și peste toată lumea. Și acum cred că nu stau lucrurile mai bine și vedem care sunt tendințele. În 20 de secunde, dacă reușiți să ne spuneți cum pot fi ținuți doctorii acasă în Republica Moldova, condițiile salariale. Asta și e principalul. Gata? Păi da, sigur, uitați-vă. Eu am frate la București care mă cheamă de ani de zile acolo. Bine, fiind un patriot, stau aici. Dar dacă noi am modificat condițiile salariale, asta ne-ar ajuta foarte mult. Pentru că aici se face diferența. Bine, ok, și infrastructura în rest, dar de principiu este condițiile salariale. Mulțumesc. Domnul Marinuță mai are 8 secunde. O să vă întreb și pe dumneavoastră, dacă reușiți în 8 secunde să ne spuneți, în Republica Moldova, iarăși, vorbind de pandemie, când nu am ieșit, nu știm ce ne așteaptă, foarte mult au suferit producătorii, micii producători autohtoni. Cum pot fi ajutați să-și păstreze competitivitatea, cel puțin pe piața internă, la direct? Ce lege este necesară pentru a impune marile supermarketuri să pună pe primul plan produsul autohton și pe de o parte acesta să fie competitiv? Dacă reușiți în 8 secunde, poate mai luați 2 din minutul de final. Deci, subsidiere 1, impunere prin lege 2, control strict 3, partid de guvern în Parlament 4. Vă mulțumesc. În continuare vă aparține minutul pentru mesajul de final. Vă rog să vă adresați către cetățenii, votul cărora de încredere îl cereți pe 11 iulie și prima o face în Partidul AUR. Mulțumesc, stimați concetățeni. Opțiunile în această campanie electorală sunt răzlețe diferite, participă diferite personaje în această campanie electorală. Adevărul este unul, că oricât ne-am străduit și oricât am vorbit despre una, despre alta, unica șansă a Republicii Moldova este unirea cu România. Că o vrem, că nu o vrem, la asta o să ajungem mai devreme sau mai târziu. Dacă o să ajungem mai devreme, o să apucăm vremuri mai bune mai devreme. Dacă o să ajungem mai târziu, unii dintre noi probabil n-or să apuce aceste vremuri. De ce spun asta? Pentru că lumea în care trăim la ora actuală se dezvoltă cu o viteză extrem de mare, nici nu ne închipuim. Din păcate, nu apucăm cu toții să vedem lucrurile acestea. De aceea, crezul nostru nu este doar opțiunea noastră politică sau electorală. Crezul nostru este unirea, pentru că ea aduce beneficii economice, ea aduce beneficii morale și ea ne aduce în lumea civilizată. Partidul Verde Ecologist. Dragi alegători, eu cred că fiecare din noi deja s-a săturat să trăiască într-un stat capturat în care copiii sunt lăsați de zbelește de către părinți și care sunt plecați psihotare, iar profesorii sunt luați drept din pat și cadonați unor dictatori. Pe data de 11 iulie trebuie să facem diferența între ce a fost și ce va fi.
Noi, Partidul Verde Ecologist, având semnul Floarea Soarelui, care practic a înflorit deja pe câmpuri, venim cu o propunere de a schimba totul din rădăcine, de a trece pe verde, de a da un imbolt nou și o sănătate tuturor aspectelor vieții noastre. Deci, pe data de 11, vă invităm să votați o echipă tânără, o echipă care se luptă pentru drepturile fiecărui din noi, o echipă care ne dorește să avem aer curat, să avem apă curată, la propriu și la figurat, să avem un parlament curat și o țară curată. Votați Partidul Verde Ecologist pe data de 11 iulie, simbolul Floarea Soarelui. Mulțumesc, Partidul Legii și Dreptății. Stimați cetățeni, aveți o responsabilitate foarte mare în aceste momente. Sunt sigur că în tot acest timp ați auzit foarte multe promisiuni electorale, multe gânduri, multe explicații și așa mai departe. Eu vreau să fac un apel către conștiința dumneavoastră și să alegeți cu inima ceea ce vă spune inima dumneavoastră, pentru că ar trebui să încercăm să scoatem de la guvernare partidele care au în spate tehnologii politice și diferite scheme de a fura voturile dumneavoastră. Votați Partidul Legii și Dreptății cu niște oameni integri, niște oameni specialiști, fiecare în domeniul lor, oameni pragmatici, care nu au mai fost în politică și care vor să facă ceva pentru țară, pentru acest neam, pentru că ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani nu ne-a dus la nimic bun. Vă mulțumesc, domnilor, pentru dezbaterea din această seară. Stimați telespectatori, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă aștept și mâine exact la aceeași oră, imediat după știrile orei 19. În continuare, urmăriți ediția Ora Locală, unde puteți afla cele mai noi decizii aprobate de consilierii orășenești din Rezina în forul legislativ local. Informați-vă și votați informat pe 11 iulie. Seară bună!